Jupând rănică vulpoiul, basn localizat de Alexandru Odopescu, partea a doua. Aflând acum mai întâi despre tot acest complot, împăratul și împărăteasa începură a cam dori să capete pe seama lor acea vestită comoară și cercetară pe rănică despre locul unde se află ea ascunsă. Dar vulpoiul și Red găsi atunci vremea numai bună ca să intre la tocmeală asupra iertării sale. Împăratul cam sta la îndoială, dar împărăteasa ceru cu tot din adinsul ca jupân rănică să fie iertat. Acesta spuse atunci că acea comoară se află pitită în preajma unei fântâni, în mijlocul unei păduri, departe, foarte departe. Iar fiindcă împăratul nu prea voia să dea crezământ la o istorie așa de neauzită, vulpoiul chemă drept dovadă pe bietul medelnicer urechile iepuraș, care tremura de frică spre a mărturisi și el, dacă nu-i adevărat că se află departe, foarte departe, o pădure, întocmai astfel după cum el zisese. Ciudat lucru se pare, dar împăratul se mulțumi cu această mărturie. El bucuros ar fi mers însuși cu rănică până la acea pădure, dar vulpoiul, rumegând în mintea lui alte nezdrăvenii, îl rugă să-i dea voia să duce mai întâi la o mănăstire, de precum se legase cu sufletul, ca să se roage pentru iertarea păcatelor sale. Împăratul nu făcu nicio împotrivire. Pe banul Martin și pe vornicul Falcălată îi băgă la închisoare, iar Kirbehehe Berbecilă, care era și țârcovnicul palatului, citi lui rănică o moliftă ca să-i fie drumul norocos. Se luă tot atunci hotărâre ca toată curtea împărătească să-l aștepte în cale, nu departe de locul unde avea să meargă, și astfel el se porni. Dar ca să nu-i fie urât singur la drum, el rugă pe Behehe Berbecilă și pe medelnicerul iepuraș ca să-l însoțească amândoi măcar o bucată. Când se văzu aproape de casă, făcu ce făcu și despărți pe tovarășii lui unul de altul și îndată înghesui pe bietul iepuraș la o strâmtoare și-i suci gâtul. Apucase el și-ai lui și mâncase carnea sărmanului dobitoc, când sosi Berbecilă ca să caute pe tovarășul său de drum. Rănică îi spuse că medelnicerul urechilă, simțindu-se cam ostenit, se închisese într-un cuptor ca să doarmă mai liniștit și tot deodată el adăugi: știi, frate Berbecilă, că trebuie îndată să pleci înapoi ca să duci împăratului o scrisoare foarte însemnată, din care ne-ai greșit că și domniei tale ți se vor trage marfoloase și vei căpăta multă trecere pe lângă împăratul dacă îi vei duce cât mai curând darurile care sunt în această desagă. Cum auzi una ca asta, gugumanul de Behehe începu a sălta și a se gudura de bucurie, pe când vulpoiul cu vulpaica și cu vulpișorii lor ședeau lungiți pe pat și se uitau cu mirare la dânsul cât de poznaș juca el de veselie. Rănică i-a târnă de gât atunci o desagă în care el ghemuise pielea iepurașului jupuit și mâncat și îi fă cuvânt să plece. Puteți să vă închipuiți ce supărare cuprinse pe împărat când, deschizând desaga cea cu știrile și cu darurile, în loc de acestea pică dintr-însa pielea sărmanului urechilă. Atunci pricepu că chiar și pe dânsul îl înșelase mișelul de rănică. Banului Martin și vornicului Falcălată le dete drumul de la închisoare, iar pe Kirbehehe împăratul, nemai voind să-l vadă în ochi, îl lăsă pe seama lupului ca dânsul să-l procopsească, cumva știi, și să-i găsească leac la toate neajunsurile câte suferise. De atunci s-a și făcut ruptoare ca berbecii și oile să fie jepuite de lupi, dar nici cu atâta nu se mulțumi împăratul, ci dete și o serbare mare, numai pentru ca să aducă mângâiere lui Falcălată și lui Martin Ursul, pe care ei nedreptățise. Tocmai în mijlocul veseliilor acelei sărbători, sosire și alte știri despre mișelii mai proaspete ale jupânului rănică vulpoiul. Mâniindu-se atunci împăratul peste măsură, hotărâ să trimită toată ordia sa ca să prăpădească cu totul pe acel îndrăzneț înșelător. Dar vătaful Bursucel, tot mereu credincios verișorului său, se grăbia a-i da de știre și îl îndemnă ca să vie cât mai neîntârziat la curte și să răspunză însuși la învinovățirile ce îi se aduceau. El se înduplecă și veni. Bursucel se duse la împărat ca să-l roage să primească pe ruda sa jupânul rănică, iar aceasta, când se văzu dinaintea lui Leonilă, se apropie cu îndrăzneală de tron și dete în genunchi în fața tuturor ligioanelor adunate. Împăratul, cu glas aspru, îi impută că ar fi ucis mișelește pe sluga lui cea credincioasă medelnicerul iepuraș și că el a pricinuit moartea țârcovnicului său Kirbehehe, care cânta așa frumos în strană.
La acestea, Rănică cu fățarnice cuvinte se prefăcu parcă ar fi adânc, mâhnit de cele ce s-au întâmplat, dar tot deodată el arătă o mare mirare de câte auzea și stărui fără de rușine a zice că Berbecilă, iar nu el, a ucis pe iepuraș ca să ia de la dânsul niște bogate daruri pe care chiar el, Rănică, le dase credinciosului medelnicer ca să le ducă mai iute măriei sale. Dar împăratul lui se făcu acru cu atâtea încurcături, neștiind ce să mai aleagă din așa multe minciuni și de multă supărare, se sculă și plecă la vânătoare, lăsând pe boierii săi să facă cum vor ști. Rănică însă nu-și pierdu cumpătul și pe loc îi dăte în gând să ceară ajutor de la o veche prietenă a lui, bătrâna jupâneasa Albina, care era de casă la împărăteasă. Îi făcea dulceturi și descânta de ochi. Dânsa puse pe fiecare zi la împărăteasă câte o vorbă bună pentru Rănică, astfel încât nu i se făcu niciun rău. Mai pe urmă ea se ispitia a aduce aminte despre sculele pe care vulpoiul zicea că le ascunsese, le lăudă precum se pricepu mai bine și încredință pe stăpână sa că Rănică singur ar fi în stare să le găsească și să îi le aducă dacă i s-ar da drumul de la închisoare. Pe de altă parte, jupând vulpoiul mijloci ca să se șoptească la urechea împăratului despre multele slujbe pe care le făcuse statului răposatul tată său, pe când trăia. Mai pe urmă el ceru ca cei ce l-au părât să dea cel puțin dovezi și, în sfârșit, ca să curme mai iute toate greutățile, propuse ca neînțelegerea între dânsul și dușmanii lui să se stingă printr-o luptă dreaptă. Pe vremea de atunci era obicei și lege ca orice sfadă, orice ceartă și orice judecată să se spargă cu bătaie. Porțile potrivnice se apucau la trântă și care din doi biruia, aceluia îi rămâneau toate dreptățile. Propunerea lui jupân Rănică se ținu seamă și voinicul Falcălată ceru numai decât ca el și nu altul să intre în luptă cu vulpoiul. Acesta însă, știind bine că lupul e mai vârtos la vână decât însul, se cam codea și căuta prilej să scape, dar toate fură de prisos că și lupul era foarte îndârjit din pricina tuturor răutăților pe care Rănică cu drept și cu nedrept le aruncase asupra lui. Se hotărâ dar lupta fără de cruțare și se alese ca loc de bătălie țarcul rotund al târlei împărătești. A doua zi, după ce trase un somn bun toată noaptea și mâncă ca un voinic dimineața, Rănică intră în cercul luptei cu părul de pe dânsul lins și prelins, cu trupul uns peste tot cu ulei. Așa le învățase jupâneasa Albina, care se priceptea la tot felul de farmece băbești. Ba ea îi făcuse și de scântece ca să poată birui pe dușmanul său. Lupul și vulpoiul se puseră drept în față unul cu altul, iar toate celelalte dobitoace, de la împărat până la pârcălab și de la vlădică până la opincă, stau rânduite jur împrejurul țarcului și priveau cu ochii sticliți la lupta voinicilor. Vulpoiul începu îndată să-și învârtească coada cea stufoasă ca o apărătoare și, prefăcându-se că vrea să fugă, aruncă cu țărână în ochii lupului de-i luă vederile. Îndată sări iute pe dânsul și se cercă din toate puterile ca să-l sfâșie și să-l sugrume, dar vornicul Falcălată, opintindu-se și dânsul printr-o suceală puternică, culcă jos pe Rănică, îl propti sub picioare și-și înfipse colții în laba lui. Vulpoiul însă nu-și pierdu cumpătul într-o primejdie așa de mare, ci întorcându-și pe furiș ochii în partea staulului unde se închisese pentru acea zi turma de oi a împăratului, începu să strige. „Sai, jupân vornice, că au scăpat miei din staul și îi mănâncă câinii!" Lupul, lacom și prost, se repezi să apuce și el un cârlan, dar în vremea aceasta vulpoiul sprinten îi sără în chică și îl doborâ jos. L-ar fi ucis pe loc dacă însuși Leonilă împărat nu i-ar fi zis să-l ierte cu zile. Din minutul acela, jupân Rănică, vulpoiul rămase tare și mare și fără de vătămare. Împăratul puse de-l îmbrăcă cu caftan de catifea roșie îmblănit și îl făcu mare vistier. Toți de toate părțile veniră de se închinară la dânsul cu smerenie și supunere, ba încă și la cocoana vulpaica și la coconașii vulpișori, care sosiră îndată la curtea împărătească. Trecu astfel cât trecu, dar fiindcă năravul din fire nu are lecuire, jupân Rănică vulpoiul nu se lăsă de mâncătorii și de vicleșuguri, nici când ajunse om de frunte. Mișeliile lui se deteră din nou pe față, dar rândul acesta nu-l mai ajută niciun meșteșug, ci fu silit să fugă și de la curtea împărătească și de la casa lui. Hoinar și pribeag, el de atunci înainte își petrecu viața furișându-se prin tufe și prin vizuini, huiduit și batjocorit de toți,
până ce într-o zi, umblând după năravul său cel vechi să se vâre într-un coteț cu găini, copoii din bătătură îl urmară, îl zăriră, îl luară în goană prin pădure, îl prinseră și îl făcură mici fără mici să-i fie țărâna ușoară. Încălecai pe o coadă de vulpe și spusei cui vrut să asculte basmul lui Rănică Vulpoiul pe care l-a răpus copoiul. Sfârșit!